Am revenit în partea a doua, așa cum v-am zis, după Alexandra, care e una dintre cele mai îndrăgite jucătoare, revenim iarăși cu discuția despre viitor, despre viitoarele jucătoare, despre viitorul tenisului, da? Georgia și Mihaela, mulțumim mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Două dintre fetele despre care Alina vorbește frumos, două dintre fetele care vor merge la europene, nu? Imediat când plecați? Da, sâmbătă avem plecarea. Asta e un trofeu, îi spuneam și Alinei, un turneu, de fapt, despre care noi, cei care urmărim tenisul prin circuite, aflăm mult mai puțin. Abia când discutăm cu oameni despre miza lor, înțelegem că e o chestie importantă, nu? Hai să începem de aici, de la aceste europene. Prima prezență, presiune, cum mergeți acolo? Da, eu să joc prima pe... ca loc, să joc prima în echipă. Nu am presiune, îmi face plăcere să joc din nou la juniori, n-am mai jucat de un an, m-am axat mai mult pe seniori acum și abia aștept să mergem să jucăm. Și din coace? Eu abia aștept să joc, este prima oară. Am auzit că locația este minunată, în Klosters, în Elveția, și chiar nu am presiune deloc, pentru că e primul meu an de 18 ani și chiar abia aștept să joc. Da, tu ai mai fost la europenele, nu? De 16 ani sau de 14 ani? Da, am fost la 16 ani. Da, cum se joacă formatul? E pe echipe? Cum faceți la fel? Nu, sau? Aceste europene sunt individuale. Este tablou de 32 sau de 64 în funcție de câte țări sunt participante. Se împarte, tot timpul sunt doi jucători din fiecare țară, mai puțin țara participantă care poate să aibă 4. Și ei se împart în jumătatea de sus a tabloului și jumătatea de jos. Deci ele două pot face doar finală, în mod normal. Și se joacă și dublu. Hai să facem finală. Se joacă și dublu. Da. Și cam asta este formatul. Este un campionat individual. Nu este pe echipe. Avem și campionat european pe echipe. Ok, și asta e individual. Da. Și chiar dacă fetele n-au mare presiune, bănuiesc că voi la federație aveți ceva presiune. Teoretic, aveți niște obiective? Da, teoretic europenele reprezintă unul dintre obiectivele federației în fiecare an. Obiectiv care în funcție de an și în funcție de generații au fost atinse sau nu. Tot timpul federația și-a propus o medalie la europene și cel puțin un loc 3-4. Acum, no pressure, fetelor, dar sunt generații, ele sunt generațiile bune. Adică, cred că așteptările sunt mari la orice categorie și la fetele de 14 ani sunt așteptările mari pentru că avem două fete foarte bune, cu rezultate bune internaționale și la ele, dar depinde, sunt mulți factori care pot să influențeze, sigur că da. Numai că, cu siguranță, federația și-a propus la nivelul fetelor obiective bune pentru că ele au valoare ca jucătoare. Și așa cum a spus și Georgia, nu a mai jucat junior pentru că s-a axat pe turneele de senioare, dar totuși are valoare la nivelul juniorilor și este păcat să nu profităm de ea. Da, normal. Acolo. Normal. Hai să începem și cu începuturile. Georgia, și revenim și la tine, Mihaela. Cum ați început? Da? Tenis de când? Cu ce idoli? Că noi ne gândim că așa începeam și noi. Ne duceam pe teren să jucăm pentru că îl iubeam pe Agassi. Da, am început tenisul la vârsta de 6 ani. Mă plimbam prin parc cu ai mei și am văzut deodată că sunt mulți copii acolo cu antrenori care lovesc mingea. Și am zis, tati, vreau și eu acolo. Sunt curioasă. M-a dus acolo, am vorbit cu antrenorul, mi-a pus racheta în mână și am zis, hai să dăm. Și din prima am dat peste fileu. Ok. Și de atunci am început să merg în fiecare zi la antrenament. Și am zis că dacă sunt făcută pentru asta, să mă axez numai pe tenis. Asta a fost o decizie, bănuiesc, totuși recentă, să te axezi numai pe tenis, nu? De când am fost mică mi-a plăcut numai tenisul, adică numai la el mă gândeam. Deci la tine e foarte clar că sunt două tipuri de tineri, cei norocoși care își cunosc pasiunea foarte clar de mici și atunci răspunsul lor la cine cei sunt și ce vreau de la mine. Exact. Și cei care încă nu mai căutăm, Doamne ferește, până la... Mihaela, cum ai început? Eu am început la vârsta de 6 ani. Aveam terenurile exact în fața casei. Unde? În ce oraș? În București, la hotelul Triumf. Ah, ok. Și mă tot plimbam cu bunicii prin grădină pe acolo,
când într-o zi mi-a spus antrenorul să vin să-mi dea o rachetă să încep și eu să joc cu ceilalți copii. Și am dat câteva mingi peste fileu. Ai dat și tu peste fileu? Da. Acesta e testul, atenție, că dacă nu dați peste fileu. Da. Dar mie îmi plăcea și să țin mult mingea în teren și deja pe la al treilea antrenament reușeam să țin vreo 30 de mingi legate și chiar mă mândream cu asta și am spus că dacă sunt bună, să continui. Asta sper că auzit, am un bun prieten aici, îl cheamă Adi, el nu dă 30 de mingi nici peste fileu, dar asta e alt capitol. Suprafețe preferate? Știu că tu deja ai câștigat niște turnee ITF, nu? Da, le-am câștigat pe zgură. Pe zgură. Sunteți zguriste pentru că v-ați pregătit pe zgură sau vă place și hardul? Nu, îmi place și hardul și zgura, adică n-am vreo preferință. Stilul e, tu le cunoști, cât de cât bănesc că totuși nu le vezi foarte, foarte des. Nu, nu le-am văzut foarte des, sunt destul de mici. Acum am început să... Acum pui ochii pe ele. Exact, încep să le cunosc mai bine. Mihaela, ți-e-ți place mai mult zgura? Ești o jucătoare defensivă? Care sunt armele principale? La mine e mai schimbător. Mie îmi place foarte mult zgura, dar acum recent am jucat la Wimbledon pe iarbă și mi-a plăcut foarte mult și iarba. Cum a fost acolo? Atmosfera... E primul turneu de mare slam la... Nu, am jucat și Australian Open-ul și Roland Garros-ul, dar a fost prima deci dată când am jucat pe iarbă. Deci comparații foarte faine. Da. Unde ți-a plăcut mai mult? Cel mai mult la Wimbledon. La Wimbledon? Da. De ce? Toată lumea probabil zice că Wimbledon e... Probabil că îți place suprafața, care legătură. Dar am jucat foarte bine, publicul a fost incredibil, că erau oameni, trăiau atât de intens pe margine, că eram în timpul punctului și auzeam cum zic acolo, come on, one more shot! Și chiar m-am simțit extraordinar. Tu ai turnee favorite, Georgia, deja? Eu am... îmi place foarte mult Roland Garrosul și sper din toată inima să pot ajunge la senior să joc în calificări. Asta îmi propun pe următorii ani. Foarte precis, când ai putea sau când crezi că ajunge? Îmi doresc... Dacă ești sănătoasă, da, dacă toate asta e cel mai important, dacă normal. Sunt sănătoasă și fără nicio problemă, sper că în 2 ani să pot ajunge la Grand Slam. Noi discutam ieri seară, în locul vostru era Jacqueline aici și o întrebam despre încredere, pentru că știm că e o chestie foarte alunecoasă. Când o aveți, când nu o aveți, e greu de... deținut și așa mai departe. Sunteți înzestrate cu încrederea asta nativă sau sunteți mai degrabă timide și mereu trebuie să vă încurajeze cineva, să spună, Georgia, ai încredere, ești foarte bună, vei ajunge? Sau la fel, Mihaela? Cum eu e? Nu stau cu părinții la meciuri de pe la 10 ani și nu prea am nevoie de cineva să mă împingă de la spate. Adică motivația și încrederea vin de la mine. Aha. Asta e un lucru foarte frumos. Da. N-am auzit de mult asta. Este normal. Cum stai? Da, la mine e invers. Sunt mai timidă, mai emotivă și am nevoie de părinți, de antrenori, de tot stafful care să mă încurajeze. Să zică că să am încredere în mine și în propriile forțe. Și eu am, dar mai sunt momente în care cad psihic și trebuie, am nevoie de ei să mă ridice. Cum ți se întâmplă când cazi, reacționezi, ai impresia că nu ești bună de nimic, cum spun unii jucători chiar și în da, live? Da, momente când spun asta, că nu sunt bună, că sunt fraieră, că eu de ce nu pot ajunge acolo, dar stau și mă gândesc și spun că adică, asta e firesc în tenis, toată lumea își mai pierde câteodată încrederea. Da, trebuie vedem că își pierd încrederea și oameni care sunt pe 1 sau pe 2 clasament și nu știm cum e posibil. Dar este că așa e în sport, înțeleg, și nu doar la tenis. Da, e în fiecare sport. Încă o asemănare cu Jacqueline, pentru că și tu ai fost, Mihaela, la boletierii, nu? Da, sau... am fost, dar la concursuri. Eu doar nu m-am nu te-ai pregătit, ai fost la... Cadrul. Ok. E un concurs cunoscut acolo? Eddie Herr. Ah, ok. Cum a fost? Mi-a plăcut foarte mult că suprafața mi se potrivea, am jucat foarte bine. În 2015 am făcut semifinală și
Anul trecut am fost cu toată echipa României, dar este chiar unul dintre turneele mele preferate. Dar voi când îmi spuneți chestiile astea, pe mine mintea mă duce la o diferență sau să încerc să o... Sunt mari diferențe între turneele din România, cum ne manifestăm noi în tribune, să zicem, mai ales că bazele sunt de multe ori mici și au 7 scaune în tribună, și turneele pe care voi le jucați afară, pentru că îmi ziceai de America sau de Wimbledon, unde țipau oamenii la fiecare punct. Vă simțiți mai tenismene, mai jucătoare când ieșiți? Contextul, forța contextului, vă dă senzația asta? Mie îmi place să joc în afară, dar totodată îmi place să joc și în România, pentru că eu când sunt în teren mă gândesc numai cum să joc și ce să fac mai bun, să-mi îmbunătățesc jocul și nu mă uit prea des la margine. Din același motiv, la meci, în calificări, puteam să îmi chem antrenorul pe teren, dar am uitat complet. Mă gândeam numai cum să joc pe teren și... Și voi n-aveți voie să intrați dacă nu vă cheamă? Nu, niciodată. Nu poate să hotărască singur. Suntem prea concentrate deci și nu mai... Deci să simt că pot să ne ajut jucătoarea și să știu că uită să mă cheamă. E o mare cheamă. Diferență. Jucătoarea este în centru, ea trebuie să-mi rea. Ce ți-a zis după? După meci, antrenorul meu, domnul Cornel Enache, chiar mi-a spus că dacă ar fi putut să intre pe teren, ar fi intrat. Exact ce am spus. Doamne. Aș fi intrat și am zis că mi-a făcut semn, domnul meu. Cum e? Până acum experiența de aici? Cum vi se pare? E foarte frumos. Doar ce ai terminat un meci. Da, doar ce am terminat dublu, am pierdut. Da, e o experiență foarte frumoasă și am fost foarte bucuroasă să primesc acest wildcard alături de Alexandra Drugheru. Eu am mai fost acum 2 ani la acest turneu, din păcate m-am oprit în primul tur în calificări. De data aceasta am trecut în turul 2 în calificări, mi-am făcut cadou de ziua mea. La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc! Și îmi face plăcere să joc aici și sper în tot sufletul ca și la anul să fiu tot aici. Și experiența cu Alex, pentru că întrebam și pe ea același lucru, voi obișnuiți să le întrebați când aveți prilejul să vorbiți sau să jucați cu ele? Aveți curiozități? Mergeți la ele să le cereți sfaturi? Să... Da, am întrebat-o. Știi cumva cum joacă Mertens sau cealaltă fată? Unde a trebuit să dau pe teu, dau în afară? Dacă stai unde stai tu, pe rever, dacă stau pe dreapta? De... Mihaela, tu ți-ai întâlnit pe aici idoli? Cu cine ești mai apropiat? Pe ce jucătoare de la noi îți place mai mult? M-am mai întâlnit pe la turnee cu Raluca Olaru, că a fost și la Australian Open, da, a fost și la Roland Garros și eu când am început tenisul, era și ea se antrena la același antrenor și mă știe de mică și avem o relație mai specială. La meciuri, spuneam zilele trecute că noi am crescut când vedeam puțin tenismeni de afară. Idolii noștri rare ori erau străini pentru că îi cunoșteam mai mult pe ai noștri. Dacă vă luăm la întrebări repede care sunt idolii voștri, ce răspundeți? Modele clare. De aici toate fetele îmi plac, sunt chiar foarte bune, deci nu am o preferată, îmi plac de toate. Iar din afară de Serena Williams. De Serena, opa. Da. Și la, și la băieți de Roger Federer. De Roger. Deci tu mergi cu cei care domină. Mihaela? Mie îmi plac toate fetele. Le admir pe toate româncele și fiecare are particularitățile ei. Iar în afară depinde. Îmi plac multe jucătoare și nu aș putea să numesc vreuna foarte clar. Iar la băieți îmi place foarte mult de Nadal, că l-am văzut de aproape. Trebuia să vii ieri, că am avut un tricou cu Vamos. Da, l-am văzut la Roland Garros, am stat în primul rând aproape exact lângă el și mi s-a părut fenomenal cum joacă. N-are o aură, nu? Și cum se mișcă e ceva de... Da, uite că mai era o chestie pe care am sărit-o cu presiunea. Din moment ce jucați acasă și spuneți că vă place cu public, la presiunea de acasă, cum reacționezi? Ești
joci mai slab până începi să te hrănești cu energia lor. Acum la dublu ai avut emoții iarăși? Am avut înainte să intru în teren. Când intru în teren, parcă mă transform cum ar veni. Nu mai am nicio emoție, uit de tot și vreau să-mi fac jocul meu. Să joc de plăcere. Da, asta e un mare argument, nu? Voi da, cred că asta vă chinuiți tot mereu să faceți cu jucătorii voștri. Da, cred că oricum jucătorii au emoții și nu există jucători să n-aibă emoții, numai că felul de a acționa este diferit. La unii se vede, unii au un drag tot timpul, dar după primele game, majoritatea jucătorilor își revin și devin ei pe teren, așa cum știu eu. Reușești să faci liniște sus și să iei mingea. Probabil. La unii mai devreme, la unii mai târziu, depinde. Superstiții aveți, apropo de Rafa al tău? Sunteți superstițioase sau... Nu, eu n-am nicio superstiție. Niciuna pe teren? Nu intri cu dreptul? Nu, nu. Joci cu aceeași minge serviciu? Nu, nu cred în superstiție. Hai, da. Tu dacă ești cu Rafa, trebuie să ai măcar câteva. Depinde de moment, adică mereu intru cu dreptul în teren. Opa! Da. Deci câteva chestii de schimb. Așa. Dar... Mereu ți-așezi sticlele una lângă cealaltă. Nu, asta o fac pentru că îmi place mie să fie în ordine și dacă cade vreo sticlă, o pun la loc pentru că mă deranjează. Bine, asta e o chestie normală, nu? Da. Așa, mai am câteodată când simt că am jucat foarte bine într-un costum, îl iau, îl spăl și ziua următoare tot în el joc. Dar așa, nu prea. Îmi dau seama că noi trâncănim foarte, foarte mult când zicem cu... luându-ne în serios generațiile următoare, fetele care vin din urmă și așa mai departe, simțim cumva că e o răspundere, mai ales pentru voi, nu? Dar și pentru noi în presă. Dar mai ales pentru voi, subliniez asta. E răspunderea de a construi. Șablonul nu există. Cum spuneau și fetele mai devreme, jucătoarele noastre nu seamănă între ele. Tocmai pentru că nu s-au creat... Nu, nu sunt două la fel. Exact. E o chestie incredibilă. Cum o să faceți voi să folosiți asta pentru sistem? Adică să folosiți faptul că fetele pot învăța să lovească și plat și lift în funcție de ce idole au, că noi nu suntem Cehia să lovească toate fetele noastre la fel. Atunci când o să avem mai multe terenuri de hard, probabil că o să ne adaptăm și jocul specific hardului. Alta este să joci pe zgură, alta este să joci pe hard. Cumva, în Centrul Național nu avem decât terenurile de hard și de zgură, ceea ce este un beneficiu pentru că toți care pleacă în America sau în majoritatea turneelor pe hard se pot antrena acolo. Numai că mi-aș dori pe termen lung să putem să centralizăm mai mult toate aceste fete în pregătiri, să se poată antrena împreună și noi să reușim să reunim în acele perioade mai mulți specialiști care să cumva să transmită informațiile în același fel, adică nu neapărat ceea ce joacă Georgia, poate să joace Mihaela și așa mai departe, evident. Dar cu siguranță vom încerca să contribuim fiecare pe partea noastră, fiecare cum putem la jocul fiecăreia. În ce sens? În sensul că, spre exemplu, niciuna dintre aceste jucătoare ale noastre nu joacă la fel, dar totodată joacă, au ceva în comun, au această drzenie, această voință, această drive-ul determinare. Toate, și totodată s-au săltat una pe alta. Una este când o ai pe Simona ca și cap de coloană. Și alta este să ai una care este 200 prima româncă. Adică e o mare asta e o diferență. Chestie foarte interesantă și vorbeam cu colega mea, Andreea, acum câteva zile, despre ce numim noi mentalitatea noastră. Dacă avem mentalitate de învingători ca nație de sportivi sau nu avem. Și ajungeam la concluzii de astea. Probabil că nu aveam, să spunem, mare mentalitate de învingător dacă eram jucătoare în România și nu exista valul ăsta, dar acum îmi închipui că voi trebuie să aveți toată încrederea, pentru că aveți 6, 7, 8 fete care au demonstrat că se poate și un vârf care a trecut razant pe lângă locul 1, nu? Voi îndrăzniți să visați de pe acum și e important pentru ele să viseze de acum la top 10? Da, eu cred că 10, este foarte la... important, pentru că este foarte important să visezi, mai ales într-un domeniu în care ești pasionat și ești determinat să ai un viitor din el. Și atât timp cât cei din jurul tău îți stabilesc obiective îndrăznețe, rolul tău este să visezi și să încerci să le atingi.
Dar individual, cum e Mihaela? Dacă visezi, da? Dacă te pleci de la turneu și e un apus frumos și visezi la cariera ta, unde îndrăznești să te poziționezi? Acum că tot o avem pe Simona Halep foarte aproape de top, de numărul 1 mondial, avem tendința să ne comparăm cu ea și chiar mă văd și eu aproape de, adică aș putea să ating performanțele ei. Deci îndrăznești să visezi până acolo, nu? Da. Cum e, Georgia? La fel? Chiar dacă e diferență de ce ziceați la început cu... Da, fiecare copil visează în felul lui și eu visez să ajung unde e Simona, dar e foarte greu, trebuie foarte multă muncă, determinare, în primul rând să fii sănătoasă pentru a ajunge acolo. Fără discuție. Da, și îmi doresc să ajung în top 10, cel mai bun și sper să-mi pot îndeplini acest vis. Și dacă eram la aceeași masă, Alina, zicem acum 7 ani și vorbeam împreună cu niște junioare, ce crezi că ar fi răspuns? Crezi că sunt influențate? Au mai mult curaj acum? Da, cred că generația aceasta ar trebui să aibă mai mult curaj pentru că altele au deschis drumul înaintea lor și au demonstrat că și noi avem un cuvânt de spus în tenisul feminin, în mod special. Și acum 7 ani, tot aceste junioare, care acum sunt jucătoare profesioniste, cred că visau frumos și să știți că eu chiar cred că ele și-au dorit dintotdeauna să ajungă sus și poate nu numărul 1, dar cu siguranță în top 50 toată lumea și-a dorit să ajungă pentru că au demonstrat de mici că au potențial și au făcut foarte multe rezultate bune, inclusiv la juniori și cumva atunci când, ca și ele, sunt jucătoare foarte bune, sunt cele mai bune jucătoare ale României care le avem în momentul de față la juniori. Au participat la turnee de Grand Slam, au câștigat Future. Deja au început, da, deja au câștigat turnee, au început promițător. Este de aici până ajunge mai sus, este un drum lung, dar trebuie să ajutate, trebuie să îndrumate, trebuie să făcute colaborări cu echipele lor. Nu înseamnă că ceea ce fac nu este bine, ci cât mai mulți oameni împreună puși la masă și găsite strategii și soluții adaptate pentru fiecare în parte. Eu voiam să părăsesc tărâmul temelor foarte, foarte serioase, dar mă mai provoci la una. Noi vorbim la fel, cu mare seriozitate, despre trecerea de la junior la senior, despre trecerea de la a juca ITF, a juca turnee WTA. Vouă vi se spune chestia asta, fetelor, acum să tragem, sunteți la punctul de make it, break it, sunteți, acum trebuie să faceți trecerea, e o etapă senzațional de importantă. Vi se spune asta sau cumva sunteți protejate? Cum funcționează echipa voastră? Spune-ți-o prima. Eu mă gândeam să mai joc US Open-ul anul ăsta și... După să încerc să joc mai multe turnee ITF Pro, ca să îmi fac un clasament WTA și să ajung cât mai sus posibil. Și aici? Nu a fost atât de grea alegerea de a trece de la junior la senior, chiar eu i-am propus antrenorului dacă aș putea să trec cât mai repede, pentru că, din punct de vedere, mă simt mult mai bine jucând la senioare. Nu știu de ce, dar mă simt mult mai relaxată, mai liberă. Asta e curios. De ce? De ce crezi? Da, nu știu de ce. La junior, la mine, era mai multă presiune. Trebuia să le bați. Da. Și acum acum că sunt outsider, mai micuță, joc relaxată, okay. Și dau tot pentru a câștiga sau pentru a face... Fără amenajamente, da. Pentru că ești puștoaica de pe partea cealaltă a fileului, da. Nu? Exact, să... da. Două chestii despre generația voastră, să ieșim din temele serioase. Social media, pentru că auzim foarte des, am avut și un cover în revista asta, ediția de vară, cu Günther Bosch, tu sigur îl știi, Alina, fetele probabil că nu, a fost antrenorul lui Boris Becker, printre altele, și ne spunea că el n-ar mai putea sau cu greu ar mai antrena acum, pentru că avea o bulă, nu? În jurul lui și al jucătorilor. Putea să-i rupă de media, putea să-i rupă de lumea din exterior. Voi sunteți formate acum într-o lume în care media e acolo indiferent dacă vrem sau nu.
Cum vă împăcați cu social media? Vi se atrage atenția? Georgia mai lasă telefonul? Mihaela mai pleacă de pe Facebook? Avem... Sau aveți rigoarea asta deja? La mine mai sunt momente în care îți spune tata, lasă telefonul, dar nu mai sta pe el, că îți pierzi timpul, fă ceva util pentru tine. Pe moment mă supăr, că așa sunt eu de fire mai încăpățânată și mai spărăcioasă, dar pe moment stau și mă gândesc că are dreptate. Telefonul e o pierdere de timp care îți ocupă mintea cu prostii, cum ar veni. Și cel mai bine e să faci pentru tine ceva util, gen să citești o carte despre tenis, să te uiți la jocuri, la sporturi, să te duci în pas să alergi, să, sau să ieși la, cu prietenii la un suc. Cu prietenii din lumea reală. Da, exact, da. Mihaela, cum e? Cred că orice părinte a spus cel puțin o dată în viața copilului lui să lase telefonul. Da, pentru că noi nu eram. Da, dar cel puțin din noua generație. Și asta cu social media sunt destul de activă, dar am și anumite restricții, că nu stau toată ziua pe telefon. Mie îmi place să citesc, îmi place să alerg și mai fac și alte lucruri. Deci nu e o mare problemă. Probabil că sportivii sunt protejați prin natura genului, nu? Ai jucători? Aveți problema asta la federație? Vă puneți? Cum să faceți să-i țineți motivația acolo? Mai ales că acum tinerii de azi au mult, mult mai multe oportunități decât aveam noi înainte. Dacă alegeam sportul, era una din cele 5 opțiuni. Da, este adevărat, azi... numai că cumva antrenorii din ziua de astăzi trebuie să se adapteze și ei la ceea ce se întâmplă în lumea virtuală. Mult mai interesant. Nu, pe lângă asta... Și asta este un, cumva să-ți atingi obiectivul făcând lucruri interesante în jurul lui. Până la urmă nu contează cum, atât timp cât ți-l atingi. Ar fi frumos să fie și fan pentru jucător, ar fi ideal. Dar, în general, și antrenorul trebuie să se adapteze la acest mediu virtual, pentru că trebuie să evolueze odată cu tehnologia și cumva poți să folosești tehnologia în interesul tău. Exact. Nu poți să o negi și nici nu poți să spui că este un lucru extraordinar de rău, pentru că ea îți aduce foarte multe noutăți cu care trebuie să ții și tu pasul. Deci, cumva trebuie să îmbini, ca în orice, să păstrezi un echilibru în orice. Și hai să închidem cu școala, că tot e vacanță pentru toată lumea. Asta cum ați îmbinat-o? Pentru că pentru noi, cei care n-am făcut sport de performanță, iarăși e o noțiune destul de abstractă. Când auzim sportivii că vorbesc, da, domne, am mers la dintr-a 10-a, am fost mai puțin, sau m-am dus de la turneu la BAC. Cum a fost trecerea asta? Sau cum o faceți? Mai ales că tu ești pasionată de matematică. Cum se întâmplă? Cum îmbinați? Cum ați îmbinat-o? Mie îmi vine natural să învăț. Eu chiar nu am avut niciodată probleme cu școala. Așa, în timp ce sunt plecată mai mult timp, atunci parcă mi-e mai greu să învăț, dar oricum recuperez. Și profesorii de la liceu sunt foarte înțelegători cu mine. Nu pot să spun că am probleme. Dacă nu îi spui ce a spus Alina mai devreme, de cele două cele mai bune tinere jucătoare din România. Citezi din Alina și o să fie înțelegător. Cum a fost la tine? Eu am trecut mai puțin pe la școală. Da. La mine a fost primul plan tenisul. Și când aveam teze sau teste importante, atunci mă duceam, învățam în clasă, am destulă... adică am... ok, memoria să învăț pe moment și mă mai ajutau profesorii pentru că mă înțeleg că nu pot să vin tot timpul la școală. Acum o să fie mai greu pentru că trec a 12-a și o să am bacul și o să trebuiască să împart turneele și învățatul și sper să mă descurc să fie totul ok. Da, dacă cineva vine și îți spune, cum ni se spunea și nouă, cei care mai cochetam cu sportul, ai grijă totuși și de școală, lasă-ți plasa de siguranță, nu se știe cu cariera de sportiv, hai să ai o diplomă, hai să înveți, tu ceva simți că ești 100% cu tenisul, trece asta pe lângă tine sau te gândești că ar fi bine? Mă gândesc că ar fi bine, că Doamne ferește, mă accidentez și nu o să pot să mai juca în continuare, trebuie să mă acces pe școală și să fac o facultate și mai departe să am un job. E valabil, Mihaela?
Da, și la mine. Eu am planul de pe capul școala, dar mă axez pe tenis momentan, pentru că îmi merge bine și vreau să văd cât de sus pot să ajung, cât de mult pot să fac. Da, matematica asta unde înveți? La Vianu? Asta, da, asta la e liceu tare Vianu. Bun, nu? Da. Și matematica asta te face o jucătoare mai analitică, vezi geometria mai bine, că ai venit în studio și ne-ai întrebat despre unghiul descului. Da, și în teren, dacă... mi se pare că vede foarte bine terenul. Acum, nu neapărat din cauza matematicii, dar poate să contribuie și ea. Poate vede niște unghiuri pe care eu, care am fost mai mult cu, cu limba română, era să zic cu limbile străine, dar o să urmeze interviul în engleză. Apropo de lucrul ăsta, Mihaela a făcut niște teste mai de mult timp pe psihologice și i-au ieșit, a fost, cred că, printre puținele jucătoare ale noastre, parcursul timpului, care la aceste teste a ieșit foarte bine, adică are o capacitate de memorare și de... Foarte fain. Da, peste medie, la aproximativ toate testele. Numai să nu țină minte greșelile neforțate, apropo de discuția noastră anterioară, pe alea cred trebuie că să le uiți, să le vezi cu curaj. În închidere mi-am adus aminte de ce spune Irina Begu la o discuție ceva mai veche deja, zicea că atunci când au invitat-o la universitate din state, s-a panicat, a început să plângă pentru că a văzut treaba asta ca pe o confirmare că ea nu era destul de bună. Adică, uite, domne, ăștia nu mă iau în serios în încercarea mea de a fi tenismenă și mă invită la studii. Sper să nu faceți la fel. În orice caz, mult succes la europene. Mulțumim. În prima fază. Alina, cred că o să vă ureze mai mult succes, da, și vă dă și câteva sfaturi după. Mult succes după aia cu tenisul în continuare. Noi o să fim cu ochii pe voi. O să vă căutăm și pentru povești mai așezate și curaj, mult curaj. Mulțumim! Până mâine închidem aici, mai urmează un meci pe Central, urmăriți-l și ne revedem mâine de la 6:30.